Inesus, ieși mai așa cum e sus. Hai, ieși așa cum e sus. Ai 3 secunde. Domnul, mă doare capul, domnul. 1. Domnul, am intrat în copac, domnul. Stai că te dau eu. Mamă, e blocată ușa, stai așa. Ma. Aul, ce mă doare capul. Aul. Ia, gata, colegul. Stai așa, să iau eu că telefonul de aici din buzunar, așa, și căscuța din ureche, bun. Te pui și cătușile. Vino încă. Aul, ce mă doare. Acolo că le iau ușor pe sus, că oricum se poate mișca. Ușor, ușor. Aoleu, dar greu ești, bă. Hai colegul la mașină. Aoleu. Domnul, ai un paracetamol la tine, măcar? Am, domnul, nu. Măcar, du-te, cumpăr un paracetamol, mamă, am intrat fix în copac, am intrat. Hai, deschide ușa, colegul. Gata, colegul. Domnul, pune centura și mie. A, stai puțin. Și oprește, mă rog, putere cu muzica aia. Gat. Ia-mi putere. Acolo ce cât mi-a venit, uite un tom, uite în spate. Da, chiar stai puțin, colegă. Două secunde. Domnule, vreți virus? Urcă. Nu ți s-a blocat ecranul, nu aveai o pungă pe care. Acum, am înțeles. Hai încă. Aole, ce-i acolo? Hai lângă tovară. Păi și ce vrei să fac, mă? Cu unul care o da frontal într-un copac. Da, nimic, domnule. Ia vino cu camion, paracetamol ceva, poate trece. Da, măcar unul. Că am dat totuși frontal într-un copac, adică... Ia, am decât asta, poate e bună și asta. Deslag, mă, măcar dacă truc. Să pot lua. Ce vreți să-mi faceți? Oricum ești cu arma aici, adică... Stai, colegul. Iti, colegul, iti. Sunteți cu arma aici, domnul, adică, na. Hai, bagă repede aia. Ai băgat-o? Sta. John Cena, bagă în stil mașina. Spor în stil. Stai, domnul, stai. Stai că t-o bag eu. Bag-o în gură direct. Ai corona, ne dai corona. Șefule, cheamă pe colegul ăla tău, că mi-a pus un ceas aici și când îl apăs, pot să mănânc. Gata, domnule. Bine, și acum ce trebuie să fac, să plec aici sau? Da, să te pui în genunchi. Ma. Tot ce ne vreți să ne faceți? Ce vreau să ne facăm ăștia? Cum nu știu, domnul. Aici, bă? Bă, stai cu până în cap. La poliție. Domnul. Ai făcut transplant de păr în Turcia? Băieți, contribuim? Caute altul. Bă, dar ce vreți să faceți cu noi? În genunchi. Ți-a zis boss, ne mulgă. Boss, dar cum? Și ne vinde de vin. Da, toți. O, ce, nu pot să mă pun în genunchi, nu pot să scriu mă, e, mi s-a blocat chat-ul. Faci. Nu am ce face aici. Deci doar să stau în picioare. Atunci am mult. Frate, eu nu știu cum. Nu știu, frate, atunci am un bug, sincer. Zici și mie cum. Aoleu, stai așa. Nu pot să scriu chiar nimic, încerc și nu pot.
Nu pot să scriu, stai liniștit. Bă, frate, ne lăsați să vorbesc ceva cu domnul în costum? Stai puțin. Tu poți să pleci, tu poți să pleci. Cine, eu? Da. Trebuie. Și eu? Hai că până vorbiți, vă revin, mă dobră țigara. Hai pe domnilor, hai să mă cum ai să sun la poliție. Psa, n-am telefon. Aoleu, nici mai să n-am luat. Aaaa. Hai să fugim. Am leșinat. Nene și-a leșinat. V-a stabilit așa, ăla uite că stă în cur, nu știu ceea ce. Testăm să văd dacă-ți leșinea sau nu. Da. Ia-te. Nu, am glumit, adică. Ai glumit? Mi-am revenit, gata. Aaaa. Dau din nou. Nu. Domnul, oricum mai bine trage în cap și așa mor. Am corona. Dacă îți bag o cântare, mă las să plec. De o frumoasă față, de unde ați luat-o? De la Pepsi. De la mine, din ghiozdan. Mamă, cum arată? Ce ați făcut? Ați spart... Mamă, aoleu. Aoleu, și... Mamă, ce aveți bun acolo, taser? Șefule, vreți să-ți dau o ciorbă de burtă mâncate, nene? Cu pâine, cu smântână. Hai să fugim. Hai, nu moară, nu moară. Hai, mă! Nu, eu nu vin. Vine înapoi. Ia, vezi, mai am taser. Nu știu. Nu pot să fac până domnul. Celălalt băiat a plecat, a fugit. Da, ăla a plecat, a fugit. Mamă. Aoleu, cred că de acolo se aude. Cred că de acolo se aude focuri. Lasă, încolo, a dus. Domnul. Ce? Ioleșina. O luai cu, ai cu bile sau cu gloanțe adevărate? Că dacă e cu gloanțe, eu leșin. Așa de fetiță ești, mă, să leșin de la un glonț. Aoleu, ce s-a întâmplat, domnule? Aha, e, nu mai tare. Stai, acum mă tot care aftă, nu mai pot să apăs pe U ca să mă trezesc. Domnul, ce vrei să-mi faceți, domnul? Aia, nu ai nimic. Și atunci cine, ce vrea să ne facă cine? Poliția, poate. Păi și ce vrea poliția cu noi? Păi, noi vă luăm la JAF, poliția avea în continuare, poate vă la... Ok. Păi și când... Am înțeles. Nu mai zic nimic. Nu știu, nu vreau asta, nu mai trebuie că leșin, adică... Mai durează mult până-i dau drumul. No. Știu. Am ciorbă de livrat, domnul. Bun, haideți băieții mei, haideți să-i gărbați-vă cu mașină. Asta leșinat, iară. Șefule, vrei o ciorbă? Nu trebuie nicio ciorbă. Ia bă o ciorbă, că te pui pe picioare, mâncate-ar nenea. Stai, că le iau pe sus, acum. Cu pâine, cu smântână, cu de toate. Ce s-a întâmplat, domnul? Ai leșinat, domne. Mamă, cred că a văzut pistolul și a leșinat, domnul. Mamă. Vine și domnul. Aolo. Aole, capul! Ah. Mamă, buza! Eu o să vin! Stați puțin acolo, cei doi ostatici, puneți-vă acolo puțin ca să-și ia băieți. Ce-a făcut mă, l-a ieșit? Apana. Sper că aveți un tampon cu spirit. Luați-vă, cum îi zice, mașini, băieții mei, așa, bravo, bun. Eu vin cu elicopterul, pe și eu.
Băi, băieți, ne-a prins mafia. Nu știu ce să facem de acum. Ușor, bă, tărtane! Domnule, și unde vrei să ne duc? Mamă, ce fac mașini. Mă mai răzgândesc, adică... Ți-am zis eu să duc mașină? A crezut că trebuie să mă urc aici. Și eu mă aș urca, adică... Mă mai gândesc un pic. La ce mașini am. Mamă, și elicopter, bă, aole. Paolo, stare corona. Distanță colegii de ăsta. Colegu, m-auzi? Da. Te duci tu și lei pe ăla care dă deja food din fața băncii sau îl iau eu cu elicopterul? Gen, mă duc elicopterul în fața băncii că eu stau în bancă, știi? Mașini, colegu. Păi nu, gen, să le iau de cu ăla cu banii, ca să fiu sigur că luăm banii. Mașini. Domnul, de unde a plecat colegul meu? Alo? Mamă, au și elicopter, băi! Puh. Colegul ăla de moarte. Sunt cătușile astea, bă. Băi, mă pun aici, înapoi. Bun, intrați acolo, domnule, intrați în mașina galbenă. Intrați în mașina galbenă. Și el în albastru, băi. Și eu. Alo. Da, și tu urcă în mașina. Domnule, puteți deschide ușa, dacă vă rog frumos? Nu pot să o deschid. Domnule, și mașina aia cum a dispărut așa? Cu piciorul, șefule. Cum a dispărut așa? Domnule, puteți deschide, dacă vă rog frumos? Dai, bă, cu piciorul. Da. Nu pot să deschid cu piciorul. Înseamnă că ești am adidas, am adidas pe picior, adică... S-a numai dacă m-a desmăcat sună. Așa. Hai, doamne, intră aici. Domnul, s-a închis, domnul. Dar, domnul, dar cum a dispărut mașina aia, domnul? Erau doi mașini și unul mai șinit. Mă, nu-l fac la cafe, băieți. Mă, dă-mă drumul de aici. Așa, bun. Ăsta n-al voi mai ia și ia elicopterul. Tu erai ăla cu elicopterul? Așa, bun. Haide, cum îi zice, haide. Domnul ăsta care conduce mașina roșie. Așa, bun.
Domnul, și unde vreți să ne duceți, domnul? Domnul, am dreptul la o întrebare sau? Ia spune. Unde ne duceți, domnul? Nu contează, o să vedeți. Păi a zis un coleg de-a tău că ne duci la un job, domnul. Da, da. Aoleu. Măcar să știm, trăim eu... sau... Ați auzit? N-am auzit, domnul, până... Mă scuzați, domnul. Depinde de poliție acum, dacă cooperează. Domnul, sper că aveți ceva contra... Sunt cam infectat, adică... Nu e problem. Pentru mine e egal dacă mor sau nu, adică... Mai bine aș prefera să mor, adică... E oglindă. Mhm. Ce? Ai uitat-o atunci. Nu, Petru, ăsta e oglindă. Mhm. Vezi în spate. Mamă, da. Doamne, aici e mare, domnule. Ce-ar vrea da, să da, e frumos aici. Nu ne puteți duce la plajă, dacă vă rog? Ba da, ba da, după. Bine, domnule. Da, nu că aș fi un pic am sperat sau de asta. Domnul, am și o întrebare. Spune-o. Nu că aș fi sperat, domnul, dar cam cât ai dat pe mașina asta? Nu știu, domnul. Ma. Nu e a mea, e a colegului, nu? Domnul, am o problemă totuși. Sper să nu pic din mașină, n-am centura pusă. O picască? Domnul, doar așa din format, am fumat un joint înainte, adică... A, foarte bine. Domnul, puteți deschide ușa, dacă vă rog? Da. Colegul de altul, te rog, e frumos, de-l afară de mașină. Dați în bancă, vă rog. Nu am de ales, adică. Și puneți-vă aici, pe prești. Înapoi vă pe prești. Domnul, am o problemă, domnul. Da. Nu pot, domnul, că mă dor picioarele, mă dor genunchii. Așa, pune-i tu că duci de trebuie frumos și pune-te așa. 40 de... Domnul, nu mă trageți, vă rog, că le ieșin, adică. A, e, domnule, două secunde să sparg și aici și iară camerele că... Mama, spars camerele, spar camerele, boss. Mama, ce facem acum, băieți? Încercăm să fugim sau ce facem? Așa, bun. Nu, cred că avem cum, adică, na. Da. Domnul Roșu, te rog foarte frumos să stai în genunchi. Nu pot, dar am probleme la genunchi. Nu pot să stau în picioare, că abia am făcut operație. Te-aș juca foarte frumos să stai în genunchi, nu mă interesează de operația ta. Nu pot, domnule. Nu puteți? Nu puteți? Nu pot. Sunteți siguri? Foarte. Eu zic să vă mai gândiți încă o dată. Nu pot, domnule. Piciorul sau, cum îi zice, eu trebuie să mă cauși. Mai bine, l-o electrocutat, adică. Așa, mai bine stai așa la pământ, bun. Așa, bun. Fii atent, bărbatul meu, fii atent, stai aici și după ușă, ca să nu te vadă. Bărbatul. Așa, și o mașină. Stai cu arma pe ei, colegul, dacă se trebuie așa, în caz de vrea să fugă, îi dai capac. Ați auzit, da? Domnul, ți-a auzit în spate acolo? Nimic. Haide, pune-te și... Sau stai așa cu lucrurile. Băi, am fost prins, mă. Place ce mască mi-am luat. Băi, mai bine nu vineam, sincer. Deci ca ăla din Star Wars. Da.
Tu ești Jedi. Am... nu mai se gândi. Tu ești Mircea. Ce faceți, domnule? Tu ești Mircea. Dar mă, dracule, poate ne-am pușcă. Tu ești Mircea. Gura, bă! N-am chef să mă împușc. Poliția, veniți în scoare! Taci din gură, băi, cum e? Cred că te mă urlă odată, te împușc eu, adică. Da, așa, să-i bag așa, niște din ăsta în gură și nu mă știu. Plastic de ăla. Da, așa. Așa. Nu mă da de colmă, dracule. Las, că dacă vine poliția acolo. Domnul. Domnul. Am și eu o întrebare. Nu mai scui pe o dată, te împușc eu. Băi. Ia, hai că ăsta de-aia ne simțit două e secunde. Băi, băi! Poliția aici, agent Gogoașă! Vă atenționez! Ajută-mă, domnul! Vă atenționez că dacă nu ieșiți din bancă, o să fiți atacați de ruși. Atacați de ruși? Adică, domnule, ce... S-ar adică putea, s-ar putea să vă dați seama la un moment dat. Bă, veri dar pericol, băi, nu cred. Să continuăm. Domnule, l-ați omorât pe domnul sau e leșinat? Nu, 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 e, cred că electrocutat. Șeful e rușii ca rușii. Domnule, faci din gură, vă rog eu frumos să faceți liniște, tăceți din gură dacă nu vreți să capă după capul. Domnule, deci eu eram în trecere pe aici și am văzut mașinile astea și ei totul a prus. Și mai era unul aici în față, unde e de la în față? Domnul Gogoaș, ajutor. Păi să vedeți că... Cred că l-a tras, am văzut eu un cățel, l-a tras așa după el, nu știu unde s-a dus. Poți să sun, să-i chem pe colegii mei aici? Nu, 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 de ce să-i chemați? Adică, a, păi bine să vrei la cât sunteți voi acolo înăuntru, eu sunt singur afară și mi-e frică. Să mai chem și eu Barimunu. Păi de ce, domnule, să chemați? Noi aici suntem la petrecere și dumneavoastră... Păi ce petreceți acolo înăuntru? Două secunde, domnul cu geacă roșie. Băi! Aoleu! De ce m-ați păcălit? Aoleu! Ce se întâmplă aici? Deci am plecat liniștit spre secție, chiar mă gândeam, e vineri seara, mă duc și îmi dau out of duty din ăsta și mă duc acasă. Mă las în insita la asta și mă duc. Și apoi pe drum ce mi-am dat seama? Păi, ce v-ați dat seama? Dumneavoastră ați spus că sunteți la party, domnule, da? Da. Dar nu ați spus că este un party, un bal mascat. Deci eu aveți măștile alea pe față, asta v-a dat de gol, să știți. Ce se întâmplă aici nu este un... Faceți altceva aici. Nu, 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 cum să faci? Doamne ferește, doamne ferește, mă și închin aici, doamne ferește, cum să facem noi așa ceva? Domnule, păi eu, cum îi zice, vreau să facem aici și un party din asta, dar numai că nu ești mai mari, cum să zice așa, noi trebuie să avem mâști pe față, că na. Băi, nu trage, băi! Lasă-l trec cu jos, lasă-l jos, lasă-l jos, lasă-l jos. Alo, colegii, necesit la Harvey. Este jaf aici urgent, necesit întăriri. Domnule, dumneavoastră dați un jaf aici în bancă, mi-am dat seama. Nu, domnule, nu vedeți, n-auziți muzica, domnule, dinăuntru? Adică, nu? Sau de acolo o muzică de mamă. Îmi vine să-și danseze acum. Să știți că o să vină colegii mei. Aolo, pe de ce tu, adică, a, să bagă și ei la dans, cum să nu? Sigur că da. Domnul polițist, să ajutați-mă, domnul! Nu știu cum. Dă-și pe din gură. Ajutor! Domnilor! Dă-și pe din gură. Așa, bă. Să știți că ne-au sechestrat. Dă-și mă din gură. Da, mă, trag, trag eu un glonț în cap, adică. Stau nevoie acum. N-am nevoie de glonț în cap. Bun. Bună ziua, domnilor. Bun, mi s-a dat crescută că este un jap în plină desfășurare. Bun, prima întrebare, ce vreți pentru o static? Așa, ca să lămurim situația. Ce vreți pentru o static? Că observ că aveți mai mulți chiar. Domnii, sunteți cu bine? Da, sunt cu dumneavoastră, bun. Păi, domnule, deci, pe ăla cu ralivul, vreau 2000. Da. Așa și bă, stai acolo și la colț, că dacă nu... Ia pe canea de un pic. Așa. Bun.
Pe ăla de acolo și-a vreo 2000 și pe restul îi păstrez. Vreau să, cum îi zice... Deci vreau cale liberă pe ei. Da, pe cei doi vreau cale liberă. Păi să știi că sunt foarte șmecher, colegul. M-au păcălit că sunt la parte aici și eu am plecat. Minte. Ei, ăsta de aici și are Kinder Bueno la sobraț și vorbește cu mine, băi. Băi, grăsunule, ia-te-și din gură, mă, pufosule. Domnul, nu mai minții. Dacă ești mai negru, asta nu înseamnă că trebuie discriminat, poate. Na. Eu... Să vezi ce bătaie dau pe carceră, colegul. Mamă. Domnul din stânga. Domnul ăla, cum așa auzi? Ia auziți-l, păstă. Bun, dar vă duc acum. Auzi ce-ați zis de mine că am Kinder Bueno la sub braț. Așa e, colegă? Poate nici nu mă mai uit la tine. Auzi, domnule, și cu pătrunjelul ăla de nări ce facem? Da, ia, ma. Fa. Măi, gata. Ma. Domnule, mă, ne mai bărbirim și noi cu buștenii la nări? Sau? Pe barba așa, deci, pe barba mea. Așa o leacă de început, de sfârșit, de barbă. Nu știu ce e cu dumneavoastră, aveți așa câteva fire, a? Mamă. Așa, da. Cui trebuie să-i dau bani? Mie. Domnule, aici. Mi dați pe aici, așa, pe aici, așa. Bun. Veniți dumneavoastră și când am încredere. Bun, v-aș ruga să veniți mai așa să vă dau bani. Uite. Nu, eu nu o să... Uite, colegă, așa. Uite, crapă așa, un pic ușa. Așa. Uite, bagă bine în crapătura asta, hai. Bun, așa, colegă, să dau banii ție. Așa, bun. Bun, că primul static se iasă. Domnul Grămașa Ros, puteți pleca, da. Așa, pot pleca, da? Da, pleacă, nu te gândi. Gău, tu cău. Plecați de aici. Bun. Bun, domnul Grămașa Ros, v-aș ruga să rămâne. Băi, că ne mai țin aici, mă. Da. Mamă, nu vine să cred. Bun. Mai am și o întrebare pe lângă. Aveți sniperi? Nu, domnule, n-am. Bun, deci n-aveți sniper. Nu, domnule. Deci presupun că nu o să vă deranjeze dacă punem un coleg pe elicopterul să-l caute că l-ați sniper. Cum să nu? Puteți să faceți ce vreți, dar dacă văd, cum zice, nu, mai bine vreau cu mașină. Dacă am văzut elicopterul, un static dintre cei doi ori să mă... Am înțeles. Așa, să nu e foarte clar. Eu uite-l pe la mamă, ce agresiv e ăla cu Kinder Bueno la sub braț. Legu, te-aș ruga să te duci să verifici are o staticul pe el, s-ar putea să aibă ceva. Unde e o static? Unde l-ai pus? Ajutor, domnule! S-a dus prin spate, nu știu, n-am fost să te aici. Legu, l-am pierdut! O static! Bun, mai am și o întrebare, cât sași mai aveți? Hai că mai avem saci doi, păi să vedeți că, na, într-un fel am terminat. Am luat ce am avut de luat, dar da, mai stăm și noi așa, ne mai distrăm, mai bem și noi cafea. Dumneavoastră cum sunteți? Bine, sănătos, cu nevasta acasă? Ce va face nevasta? Na, bine, ce pot să fie. Bun, bine, să înțeleg că am terminat și apun, nu mai aveți stați de un lucru? Nu, adică dacă mai vrea pot să mă mai duc, să mai coleg și aia cât un pic. Mă grăbește cineva, domnule, să știu? Mă grăbește cineva? Aveți treabă pe acasă și vă rețin? Vă rețin cumva, domnule, din treabă sau? Domnule. Bă, mine să râi, mă. Domnule Brânză. Domnul, ajutați-ne, domnul. Domnul, ajutați-ne, domnul. Ăla, polițistul ăla. Bun, domnule, deci pentru cei doi stați vreți cale liberă, mai doar ceva? Da, cale liberă. Bun, păi fiți atenți cum facem. Fiți atenți, de fapt, cum facem. Un os static va fi, uite aici, și cum se zice, în genunchi. Da. Și o să meargă celălalt static cu mine, fiți atenți. Dacă se trage asupra mea, eu voi omor o staticul din start. Cum adică vine cu dumneavoastră? Stați puțin, cum vine? Domnule, fiți atent. Băi, tăciți!
Cel mult în momentul în care intrați în mașină, vreau să lăsați staticul, mai mult de atât nu pot să luăm. Domnule, fiți atent. Deci unui static o să-i dau eu un telefon pentru că i-am dat telefonul. Bă, taci mă ăla! Care face gălăgie? Nu știu care face gălăgie pe aici. Nu știu călăgie, eu zic să intri peste ei să afli. Băi, dați-vă la opa, dați-te colegul că intru peste ei. Băi, stai cu minte, Gogoșică. Gogoșică, stai cu minte. Ce pericol e Gogoșică, bă, nu pot să cred. Că mă cheamă Gogoașa. Gogoșică, ți-am zis, nu că... A, vă cheamă Gogoașa, i-au zis. A, v-ați uitat, am înțeles. Păi uitați aici, pe pieptul dumneavoastră, ce scrie acolo? Păi uitați acolo, ia vedeți. Agent Gogoșa, ce scrie acolo? Agent Gogoșa. Da, doamne, nu știam că scrie numele, numele meu aici. De asta știu toți cum. Eu am crezut că toți râd de mine, că gen arăt ca o Gogoșa, ca o Pankova. Aaa, nu, hai că nici nu sunt... Pe lângă ăsta ne continuăm și noi discuția. Deci pentru cei doi, o să ativești care le deci nu. O să vă oferă. Unul urcați aici și cu unul urcați în mașină și atunci când urcați în mașină, lăsați să plece. Adică, na, ca să primiți așa liberă. Domnule, fiți atent, deci un static o să-l las aici, celălalt o să vină cu mine și o să-i dau eu un telefon. După ce mă asigur că nici o mașină de poliție, dar tăceți puțin, lăsați-mă. Cum vine asta, deoarece nu am voie, nu am voie să vă las, să, efectiv să luați o static cu dumneavoastră, să lăsați undeva de vouă, să-i dați un telefon numai să sune după cineva. Nu am voie să fac asta. Îi pun în pericol viața lui și... Da. Noi asta simtim acum, ca o să zici să scape cu viață. Deci, domnule, eu o să las un static aici și celălalt un static o să vină cu mine. Dacă văd că sunt urmăriți sau cum ești să trage asupra uite, mea, domnule, tot ce e puțin. Deci vreau să, cum îți zice, nu o să se întâmplă nimic dacă dumneavoastră colaborați cu mine. Fiți atent. Deci, eu vreau așa, un static o să vină cu mine. Unul o să las aici. Dacă văd că nu vine nimeni și nu se trage asupra mea, eu o să las o staticul cu un telefon și o să dea, cum îi zice, o să dea un telefon să vină poliția și să-l ia. Este ok așa? Nu, nu este ok, deoarece eu nu știu ce faceți dumneavoastră cu o staticul în timp care are... Aveți încredere în mine, domnule. Noi stăm aici să nu vă urmărim. Dumneavoastră puteți pleca cu o staticul, să duceți în deșert, să-l omorâți, poate. Nu o să-l omor, domnule. Dumneavoastră nu auziți, o să-i pun, cum îi zice, o să-i dea un telefon. Și o să-l las prin apropiere. Dacă văd că nu vine nimeni să-l ia, dacă văd că nimeni nu vine să mă urmărească sau chestii de genul, eu o să-i dau drumul. Vă asigur pe domnul, da, spuneți. Fiți atent. Observați aici că aveți două mașini, corect? Da. Ambele sunt ale dumneavoastră sau ale colegilor dumneavoastră. Bun. Dumneavoastră puteți la câte un static la gât sau cum vreți dumneavoastră și când urcați în mașină le dați drumul. Cel mult puteți să lăsa o persoană, un sniper, care să tragă în ei dacă noi facem ceva greșit. Domnule, în primul rând, eu nu am sniper, eu n-am vrut să fac rău la...